Vă voi prezenta Socrative, care este un instrument de evaluare ușor de folosit, este intuitiv, în el se pot crea sau importa teste sau chestionare. Trebuie să precizez că aceste teste sau chestionare pot fi aplicate doar în timp real și rezultatele pot fi văzute de către elevi și profesori la încheierea acestora. Este interesant că se pot aplica sondaje rapide pentru a obține feedback despre subiectul lecției și cât de bine l-ai explicat tu ca profesor. Accesăm socrative.com. Primul pas este cel de creare a unui cont. În momentul în care am dat click pe creare cont, au apărut trei variante disponibile, dintre care una este cea gratuită și pentru început v-aș sfătui să o alegeți. Crearea contului se face în trei pași și orice profesor se poate descurca foarte ușor să creeze acest cont. Evident, eu am un cont și atunci ceea ce îmi rămâne să fac este doar să dau click pe logarea ca profesor, lucru pe care îl veți face și dumneavoastră de fiecare dată după ce v-ați creat acel cont. În momentul în care am dat click, mi s-a deschis camera, termen specific aplicației Socrative. Denumirea camerei este importantă. Dumneavoastră o alegeți și este importantă pentru că ea trebuie comunicată elevilor înainte de a începe lansarea unui test. Interfața, după cum observați, are 5 secțiuni. Secțiunea de lansare a testelor, cea a testelor, a camerelor, a rapoartelor și a rezultatelor. Bun. Cea de lansare a testelor. Am deja teste create și atunci bifez testul pe care vreau să-l aplic. Dau click pe Next. Și aici avem mai multe setări. Observați, a apărut denumirea testului pe care am selectat-o. Da? Trebuie să îmi aleg numărul echipelor, iconița care o să apară în momentul lansării testelor profesorului și urmărește cât de repede răspunde elevul respectiv. Există opțiunea de a amesteca întrebările, respectiv răspunsurile, cea de a arăta rezultatul final, scorul final. Urmează start și testul este deja lansat, elevii nu au decât să se logheze și să îl înceapă. La secțiunea teste, observați, apar teste pe care eu le am deja, chiar și un chestionar. Dacă dorim, putem să bifăm și să ștergem unul dintre teste. Dacă dorim, putem să copiem sau să descărcăm. De asemenea, pentru adăugarea de noi teste, avem opțiune în partea din dreapta sus. În momentul în care dăm click, remarcăm două posibilități. Crearea unui test nou sau importarea unui. Ne axăm pe crearea unui test nou. În momentul în care s-a deschis această secțiune, în partea din dreapta observăm un număr SOC. Acest număr SOC se atribuie automat fiecărui test creat și este important pentru momentul în care vrem să importăm un test. Următorul pas este să dăm o denumire, să zicem fizică, și să alegem tipul de întrebare pe care vrem să o folosim la început. Bun, presupunem că avem o întrebare. Dacă dăm pe formatare, putem să scriem mai gros, putem să scriem înclinat, putem să subliniem, putem să folosim indici sau puteri și, de asemenea, putem să atașăm întrebării respective și o imagine. Este de dorit ca această imagine să aibă
150x150 pixel pentru a fi mai ușor de observat, a fi clară. Următorul pas este să alegem care răspuns este corect, am ales fals și salvăm. Apare opțiunea de editare, dacă ceva este în neregulă în formulare sau, eu știu, din grabă n-am ales răspunsul corect, putem să schimbăm. Când totul este în regulă, dăm din nou salvare. Să alegem și o variantă cu răspuns sau răspunsuri corecte. La fel, scriem întrebarea, scriem răspunsuri. Dacă dorim să mai adăugăm răspunsuri, se poate. Iar apoi să pifăm răspunsurile corecte. Din nou, salvăm. Dacă ne răzgândim și vrem să renunțăm la una dintre întrebări, avem și această posibilitate, dând click pe coș. Presupunem că am încheiat testul, avem numărul de întrebări dorite, atunci salvăm și ieșim. Testul nostru a apărut în lista testelor și poate fi bifat și lansat. La camere, o singură cameră, cea pe care am denumit-o Violeta T, în varianta gratuită este posibilă doar o singură cameră. Variantele cu bani, există posibilitatea de a adăuga noi camere. Pentru a vedea rapoarte, avem testul și mai multe posibilități. Prima posibilitate este ca rezultatele să le primim prin e-mail sau pur și simplu putem să descărcăm și să le vedem. De asemenea, există a doua variantă, cea rapidă, să vedem numele elevilor și respectiv să vedem răspunsurile la fiecare întrebare. Este extrem de simplu. În privința rezultatelor, acestea sunt vizibile doar în timp real, în momentul în care este lansat testul respectiv. Revenim la teste și am spus că avem cea de-a doua variantă de import. În momentul în care dau click, se observă faptul că este cerut acel număr SOC. Pentru a-l obține, trebuie să intrăm pe platformă în momentul în care ajungem la site-ul oficial, există categoria Resurse. Dăm click pe Resurse și apoi Help Center. În fereastra care se deschide, tastăm Quiz List. Și apoi, din variantele disponibile, dăm pe cea cu adăugare test din lista testelor. În momentul în care s-a deschis fereastra, apăsăm Socrative Shared Quiz List. Se deschide o lungă listă de teste, alegem pe cel pe care îl dorim și observăm acel număr SOC pe care trebuie să-l copiem și să îl includem acolo unde a fost cerut. Adică în această fereastră. Da? Bun. Acestea sunt cele 5 interfețe, se poate, scuzați, cele 5 secțiuni. Se lucrează extrem de ușor. Se creează testele
relativ repede. Ceea ce trebuie să vă mai arăt este logarea din punct de vedere al elevului. Deci voi ieși. Și voi accesa din nou Socrative. Voi alege logare ca elev. Așa cum v-am spus, trebuie ca elevul să tasteze numele camerei, să se alăture și apoi să-și scrie numele. Am un nume deja scris, Dan. Apar întrebările, el bifează și este de acord cu răspunsul. Și așa la întrebarea a doua, la cea de-a treia și-a încheiat testul. Vă mulțumesc pentru atenție!